Capela Muzeului Eparhial din Galați și-a sărbătorit astăzi hramul. La praznicul întâmpinării Domnului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Oameni de cultură, profesori, conducători ai unor instituții muzeale din județul Galați, dar și mulți credincioși au participat la hramul istoric al paraclisului din cadrul Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Castian, arhiepiscopul Dunării de Jos. La final, ierarhul a oficiat slujba de pomenire pentru episcopul Partenie Clinceni, cel care a ridicat vechea reședință a ierarhilor din Galați. Am putea spune că zi de zi doritorii și vizitatorii sunt așteptați în acest spațiu pentru a fi întâmpinați în chip sacru în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, dar pentru a fi întâmpinați și de rodirile lucrării sacre a Mântuitorului prin biserica sa, în viața poporului nostru. Și lucrările sacre sunt în primul rând intervenția lui Dumnezeu în istoria neamului nostru, o istorie plină de daruri minunate și de intervenții ale lui Dumnezeu, a bisericii și a neamului, și aici sunt foarte multe exponate în acest sens, dar și în educarea creștină a neamului nostru și în acest muzeu sunt expuse Multe obiecte care arată participarea Bisericii, în trecut și astăzi, la actul de cultură și educație a noastră a tuturor. Ziua de astăzi este o mare sărbătoare pentru instituția de cultură gălățeană, pentru Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, o sărbătoare la care a participat o mulțime de credincioși, împreună cu membrii Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Cei care au participat la sărbătoare au vizitat și expoziția temporară Artă și Ceremonial la mesele regale, realizată în colaborare cu Muzeul Național Peleș. Evenimentul s-a încheiat cu un mini-concert de muzică de cameră clasică oferit de artiști ai Teatrului Muzical Nae Leonard din Galați. Cu mare bucurie am venit astăzi aici, în Muzeul Arhiepiscopiei, pentru a susține un scurt concert, în primul rând cu ocazia sărbătorii religioase Întâmpinarea Domnului a cărei hramul poartă capela din acest minunat palat, dar și cu ocazia realizării acestei frumoase, spectaculoase expoziții a serviciilor de altă dată de la Palatul Regal. Am adus muzica bună, clasică, aducătoare de înălțare sufletească aici, într-un cadru atât de frumos. Între anii 1963 și 2012, destinația aparatului episcopal a fost schimbată, acesta găzduind până în 2012 Muzeul de Artă Vizuală. În prezent aici se află Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos.